Și vedem acum descinderi de amploare într-un club din Corabia, județul Olt, acolo unde petreceau peste 170 de tineri. Polițiștii și mascații au intervenit în forță și au constatat că în locația respectivă nu se respecta nicio regulă. Mai mult, când au văzut mascații, unii dintre petrecăreți s-au urcat băuți la volan și au încercat să scape, dar au fost prinși de polițiștii de la rutieră. Alții au rămas în club, dar au devenit recalcitranți. Mergeți aici la percheziție, vă rog. Valoarea amenzilor s-a ridicat la 40.000 de lei, fiind amendați atât petrecăreții cât și patronul clubului. S-a procedat la identificarea și percheziționarea corporală a tuturor persoanelor aflate în incintă. Administratorul clubului a fost sancționat de către poliția orașului Corabia cu amendă în valoare de 10.000 de lei pentru nerespectarea măsurilor referitoare la suspendarea activității clubului. Au mai fost aplicate 6 sancțiuni pentru fumat în interiorul localului, în valoare de 3.000 de lei de către ISU Olt, o sancțiune pentru neportul măștii în valoare de 2.500 de lei de către ISU Olt, o sancțiune în valoare de 10.000 de lei de către SICE Olt, o sancțiune pentru nerespectarea măsurilor în situații epidemiologice deosebite în valoare de 10.000 de lei de către DSP Olt, 2 sancțiuni în valoare de 2.000 de lei de către Poliția Corabia, 3 sancțiuni în valoare de 1.700 de lei, fiind reținut și un permis de conducere pentru consum de băuturi alcoolice de către formațiunea rutieră Corabia, au precizat reprezentanții IPJ Olt. Mai mult, administratorului locației i s-a pus în vedere și faptul că este obligat să își suspende activitatea.